stay. Bianca, eu zic că momentul ăsta să încetezi. Nu vreau. Ești o țărancă, din punctul meu de vedere. Cum îți permiți tu să vorbești așa despre mine? Nu, frate, nu căuta d-astea. Nu, frate, de ce? Când dacă tu ai venit și ai spus votați-o pe Rafa, că m-a rugat frumos să vă spun, toată lumea a votat-o pe Rafa. De ce vorbești în continuare urât? Ați niște cadou pentru voi. Mai ales pentru tine. Mai aproape de vârstă de Daniel decât e Daniel de ea. Să fiu atent la Daniel, că mă bârfește. Da, mă, da. Unii vor să pară ce nu sunt și nu mi se pare ok. În această săptămână o să-mi iau la revedere de la două persoane. Și-a dat, a dat-o repede la vrăjeală, da, cu teatru, da, da, cu de-aia, că în vlog nu se spune pare adevărul. Păi pe dacă nu se spune adevărul în vloguri până acum, nu se mai apucă. Facem școală de-asta aici? E fals, frate. Clasa a patra. Bă, și-a cerut scuze, mă. Bă, dar e scuze. Hai să-ți dau și eu în cap să încerc scuze. Oricum i-am dat, eu cu Ștefan i-am dat o milință. Să înveți oricine mai vorbește proști, o să vină în casa asta să doarmă cu noi, să mănânce cu noi. Să vorbească frumos de noi. Diseară poate nu-mi iau pastilele. Da, mă. Bă, să ți le iei, frate. A, dar nu mai ai cum să mai facem asta. E, nu. Nu, nu. Mă, e pus în temă, e pus. E păi pus să-l în întrebăm, temă. Nu vă mai grăbiți că ceva? Știți cu cine a stat. E pus în temă. Altceva. Să-l întrebăm, frate. Fane, ți-a plăcut când aruncai, a? Da, nici pe tine. A, mă, că și-a cerut băiatul scuze, bă. Ce scuze, mă? Ai văzut? Nici pe cu Fane e greu, bă, e. Ce scuze? Fane nu e dându-l plecat. Vrei să-mi cer și eu scuze, că i-am dat cu... Îmi cer scuze, stilul frate. Tău. Am și eu un stil de a-mi cere. Îmi cer și eu scuze? Cum se cer scuze acum? Am un stil de a-mi cere scuze, e mai aparte. Voi v-ați luat de comportamentul meu dinainte că l-am apărat, într-un fel, da? Păi nu, nu mi-ați vorbit cu el, am zis ceva după? Face că n-ai cu cine să vorbești. Masa asta înțelege mai multe decât ea. Ești Rafaela. Nu mă cred mare deșteaptă, dar tu te crezi mare deșteaptă. Tu te crezi mare deșteaptă la anii tăi. Gata, eu, băi, să spun ceva. Bianca, dar nu vreau să spun. Deci prostul nu o să recunosc niciodată că e prost. Cum nu recunoști tu? Eu am zis mai înainte mine, că nu da, 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 că am, eu mi-am zis mereu despre mine că mă consider proastă. Tu Bianca, schimbi eu zic momentul ăsta. Bianca, eu zic că momentul ăsta să încetezi. Nu vreau. Ai să încetezi? Ce terminată. Încetează. Ești o terminată. Pe bune, încetează că deja... Dar nu vreau să te mai bag în seamă. Bine, bun, gata, hai. Ești terminată. Gesturi de mahala de la tine. Hai, pa. Din bloc de țărancă. Ești o țărancă din punctul meu de vedere. Păi, ce comentează atâta? Rafaela cred că are o problemă foarte gravă. La vârsta ei nu poate să-și controleze nervii. Nu înțeleg cum eu la 19 ani mă pot controla și ea la 24 nu poate. Bine, fată. Fată? Sau băiat? N-are cum de băieți. E, nu. N-au fost 8 fete și 7 băieți până acum? Bă, vine cineva, vine cineva, vine cineva, repede, vine cineva. Cine vine? Ia mă, cine? E o fată. E o fată. Stai mai aici, bă. E o fată. E o fată. Da, e fată. După... E fată? După tocuri, mă. Te pup. I love you. Mole ți-am trăiosc. Vine fată, băi. Asta e părerea mea, dar nu m-am luat de ea nici. Nu, mă, ideea e că dar ea trebuie să accepte și părerea noastră. O deranjează, știu chestia asta, dar știu că o deranjează.
spus, trebuie să și le asume cumva. Că să le asumă. Da, dar din moment ce o dragează ceva, începe să țipe. Stai, păi asta ai văzut? Da, da, așteaptă să vorbești. Adică că și, nu e, mă, că nu e favoarea ei, nici Andreea n-a văzut. Dacă nu e favoarea ei și știe că greșește, că lasă-mă, că nu mai vorbi despre mine. Că atât poate la 12 ani. Unde e că vorbește despre noi? Dar ea că vorbește și înjură pe toată lumea, pe peste tot, iar păi ea nu se vede, înțelegi? Ea nu se vede. Nu se vede normal, la 19 ani ce se ducă capul. Adică nu că la 19 ani, dar ea așa nu duce capul prea mult. Ce poți să-i fac? Să mă rog de ea să-mi... Ia-mi s-o dată, încetează. Mai bine vezi de ea treaba ta. Și ascultă Fanny. Ce? Și ascultă Fanny. Păi da, păi Fanny ce i-au zis? Că nu, că dacă te-ai împrietenit cu Rafaela nu e ok, că nu o să mai fie ceartă, n-a poftit. Și ce i-a zis maică sa? Că pe ea nu interesează că maică s-are nevoie de bani, ea vrea cu banii să-și pună silicone și buze. Pe bune? Da. Păi da, manicură și pedicură o are făcută? Bogdani, da. Uite că dacă e fată nouă, s-o ajuns să o coboare scările. Bă, las că știu ce am de făcut. Să n-alunece, bă. Hai că vine o fată. Ce? Vine o fată, Johnule. O fată nouă. Vine o fată? Da. Îi facem o primire vie? Sunt curios, ce ți-a zis? Dacă n-a făcut și ea vlog, nu-i face primire. Sunt curios, ce ți-a zis sărăcia aia de Madalin? Ce ți-a zis el așa de noi? Că sigur ți-a dat raportul. A zis, mă, sunt mult. Sigur că ți-a zis. A zis multe, nu? A zis. De mine a vorbit. Da, să nu credeți că am pus botul. L-am lăsat să vorbească, adică nu stau să contrazic pe nimeni. De tu ți-ai făcut treaba, frate, ai vrut să eu faci am drogul. Spus părerea mea, nu adică nu mi-am spus părerea în funcție de ce a spus el. Eu am văzut ce am văzut la televizor și am spus părerea, cum fac și alții. Doar că alții o fac scris pe grupurile de pe Facebook sau o fac pe Instagram, eu am făcut un video. Ce ți-a zis despre mine? Dar vrei să spun aici? Da, frate, da. Da, frate. Zis că să vadă lumea, bă, zi, spune de să vadă lumea ce el e. El a zis că e frică, că e boxer. Ești boxer? Da, frate. Să-ți fie frică, frate, boxer, că o să vin acasă, ești nebun. De vă răzi foarte serios, sincer. Mă gândesc că poate chiar ai enervat-o cu adevărat. Nu, că ai enervat-o, da, dacă îi reacționezi așa, ce e? Nu mă, că și mine să-i dau cu ceva în cap. Da, dar n-ai făcut-o. Da, n-am făcut, m-am abținut. Te respect pentru tine, nu pentru persoana respectivă. Că Bianca nu ți-a meritat respectul. Dar te-ai respectat pe tine. Despre asta vorbim, respectul de sine. Apoi n-am mai băgat-o în seamă. Păi vezi? Și apoi și-a cerut fata scuze. Păi vezi? Da, a fost ceva omenește, vezi? Fiindcă și eu sunt om. Aia zic. Și Raluca, când i-am zis la fel, i-am zis, nu face circ și nu pentru el, că el nu o să însemne nimic pentru niciunul dintre noi. Pentru tine, că ești femeie, ești doamnă, poartă-te ca o doamnă. Așa este. Dar n-a făcut circ. Eram acolo, oricum n-am auzit ce a zis, dar... Nu a făcut, clar. Deocamdată nu a făcut, chiar nu a făcut, dar era mai pornită de atât. Era mai pornită. Bă, e foarte bine, te-ai pus pe locul mortului. Da. Acolo stătea Mădălin. Da, acolo stătea Mădălin, căci că nu o vedea la televizor. Dar nimeni n-a stat acolo, să vezi că nimeni nu o să se așeze acolo. Aici stătea Mădălin, nu? Da, fix acolo. Da, fix acolo. Deci numai în locul ăla stătea, frate. N-am loc pe aici, nu-l vedeai deloc. Ce să fac, frate, dacă s-a ocupat tot? Și stătea el singur aici și nu, cu mine, așa stăteam și eu. Nu, doar acolo, în colțul ăla unde stai tu, nu pe toată canapeaua, doar acolo. Și eu stăteam aici. Și nu stătea chiar așa cum stătea, mai? Stau mai diferit ca ei. Păi de obicei pe locul ăla, cam cine a stat și Ricardo pe aici. Bă, unde ți-ai pus poza? Unde a avut-o spate. Și Mădălin și Ricardo și Matei. Da. Mama, de bă, bă. Ia, acolo ai pus-o în spate? Băi, ia dă-te așa să văd. Acolo ai pus poza? Aici. Bă, deci nu cred așa ceva. Toți băieții și-au pus-o acolo care au ieșit. Aia care au ieșit. Bă, ești nebun? Sâmbătăiești acasă. Ai stat și pe locul lui? Te-ai pus și poza în locul lui. Da, adevărat. Și Ricardo la fel, bă, și Ricardo. Bă, trebuie să-i facem o slujbă de aia de... Da. Să nu fie eliminat. Da. Îți facem o șfistare. Ascultați-l puțin, zi. Frate, puteți să-mi faceți orice slujbă vreți voi, dacă eu nu sunt exact cum trebuie, băiat finuț și elegant și cum trebuie. Nu. Ai înțeles? Cristi, lasă-ne pe să tragem concluzia asta. Deci, păi vă las pe... ascultă-mă, Rică a plecat, Matei a plecat, nu ne-am făcut slujbă, trebuie să-ți facem o slujbă de inițiere aici, știi? Cum se zice? Că sunt ortodox vos. Îți facem o slujbă de inițiere, un ritual, da. Și facem un ritual. Nu mai pleci, da? Sâmbătă, știi? Ca să nu mai pleci sâmbătă, să plece Bogdan. Și mecherie aici, bă, la noi în casă e viață, frate, dar să n-ascult ce se zice pe afară, de alții ăștia care ies. Stai ca să trecem la ale noastre, frate, ce fată îți place? Așa, ca fată, nu neapărat ca viitoare, da. Iubită. Ca imagine. Da.
Rafael. Bă, nu vreau să zic acum, pentru că nu m-am uitat la emisiune. Frate, că imagine. La prima vedere, frate, ia. Bă, uite, hai să zic ceva. Și nu vreau să zic acum, bă, îmi place de aia și... Uite de tot de emisiune. Bă, uite de tot de emisiune, ești în casă cu noi, acum nu mai contează ce e afară, ce e așa, contează ce e aici. Eu am spus că îmi plac toate fetele. Am spus că îmi plac vreo 3, dar îmi plac ca imagine. Băi, sunt frumoase toate, frate. Sunt frumoase toate, dar până nu le cunosc nu pot să mă decid. Da, așa, atenția. Bă, fizic. Fizic? Da, frate, pintri în casă și ai văzut, bam, trebuie să ai tu. Adică, bă, de exemplu, bă, dau un exemplu. Ce să stau, frate, să mă uit, bă, că m-am dus acum în casă. Da, o, știți că una se vede la televizor, altfel se vede face-to-face. Când m-am dus acum în casă... Suntem mai frumoși în realitate. Da. Te-a luat deci când m-am dus acum în casă, o să le toate pe mine, mamă, erau așa supărate toate. Da. Le-am înțeles până la urmă, știi? Dar până la urmă, decât să ne înțelegem bine de la început, să ne înțelegem prost la final, mai bine așa, știi? Când am intrat în casa fetelor, fetele mi s-au părut puțin supărate pe mine, deranjate de ceea ce am făcut cu vlogul respectiv și am simțit că trebuie să repar greșeala pe care am făcut-o, chiar dacă probabil am exagerat puțin cu părerile pe care mi le-am făcut despre ele văzând emisiunea, am exagerat și acum trebuie să repar. Eu am vorbit cu fetele acum, cel puțin cu Rafaela am vorbit și mi-a zis că bine ar fi să șterg alea ca să fie pe jumătate iertată greșeala. Cum îți permiți, mă, tu să vorbești așa despre mine? Mulțumesc, chiar vreau să schimb cămașa. Stă mai bine așa. Nu mă interesează. Se potrivește verdele cu roșu. Nu mă interesează părerea ta. Cu alb. Deci eu vreau să vă zic. Că eu nici cu cel mai mare dușman al meu n-am nimica. Să fie acolo. Ai înțeles? Și am venit încă o dată pentru experiență. Că nu te aducea pe... Lasă-l să vorbească. Stai să te rim prost. Și a treia oară, cred că emisiunea asta mă va mai maturiza mult mai mult decât sunt. Hai să începem altceva. Ai mai fost altă emisiune? Începe cu Adrian de acolo, că ai zis că ai și vorbit despre fiecare în parte. Începe cu Adrian și cu caracterizare, cum l-ai perceput tu ca om. Adrian, da. Bogdan, Stefan, la rând. Start. Dinamizăm fără supărare, fără nimic. Hai. Nu se supără nimeni, crede. Stop. Putea eu. Hai. Ascultați. Clac. Bun. Deci pe Adrian l-am perceput ca un caterincos, da? Om plin de viață. Da? Dar și cu gura mare uneori, da? Adică uneori te mai scapi, da? Te-ai simțit prost? Nu. Dar mie nu-mi place mahalaua asta, știi? Gesturile astea. Să zicem, dacă nici măcar nu eram filmați, îmi dădea și una. Știi ce zic? Adică să te abții din cauza camerei. Vizual a fost amuzant, dar mă pun în locul tău, nașpa. Mie nu mi se pare amuzant nici să văd la cineva, nici să mi se facă. Dar a fost prima dată când mi s-a întâmplat așa ceva. Eu nu petrec timpul cu persoane. Și cum de nu te-ai enervat? Dar de ce să mă enervez? Dacă eu vreau să cânt o colindă undeva de... Nu mai intervenirea lui. Cu ce? Cu colindele tale. Vorbim cu Casper. La care deschide mereu ușa. Acum, după ce te-am cunoscut, să-mi spun părerea? Pe față, da. Ești super băiat, da? Adică, nu știu. Ești un partener de sală, că am văzut că fac sală. Da. Da? Așa, despre mine, așa. Așa? Ce crezi tu despre el? Și hai hazul tău. Hai hazul tău. Pe bine, când ai râs atunci de el, când ți-a părut? Cum? Când ai râs atunci de el, de la ce a plecat? Cred că s-a împiedicat. Fii atent. Ia. Știi de ce am zis, nu? Băi, deci ai fost, băi, zici că ți-ai făcut versurile, ți-ai făcut textul de dinainte, ai intrat brusc așa în casa fetelor, le-ai spus, bă, uite așa, tac. Știi, și asta am zis de tine. Frate, nu căuta de-astea. Nu, frate, de ce? Când dacă tu ai venit și ai spus votați-o pe Rafa, că m-a rugat frumos să vă spun, toată lumea a votat-o pe Rafa. De ce vorbești în continuare urât? Ați un cadou pentru voi. Mai ales pentru tine. Mai aproape de vârstă de Daniel decât e Daniel de ea. Să fiu atent la Daniel că mă bârfește.
Da, mă, da. Unii vor să pară ce nu sunt și nu mi se pare ok. În această săptămână o să-mi iau la revedere de la două persoane. Oh,